Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din Cartea Roman, capitolul 13, de la versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă gândeam să vin la dumneavoastră, dar îmi lipsea prilejul. Acum am venit cu o obligație de familie și mă bucur că sunt aici unde am întâlnit o bucățică de România. Și să mă ierte cei care mă ascultă. Cred că în inima, în capitala Europei, voi reprezentați România mai bine decât alții. Dar ce mă bucură mai mult, că am găsit o bucățică din împărăția lui Dumnezeu. Și pentru aceasta zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă apreciez pentru clădirea frumoasă. În seara asta eu mi-am dat seama cam cum stau lucrurile și cât ar fi de lungă predica mea. În seara asta a fost seara lor. Cu ani de zile în urmă am luat un autocar de copii și am plecat pe la Cacica, pe la Sucevița, pe la Părtești, prin adunări. Și am spus că am venit noi și am luat și copiii cu noi. Și un copil mai târziu m-a corectat, că frate Dragoș, noi v-am luat cu noi, că noi suntem mai mulți. Acum ei sunt mai mulți în seara asta, predica ar trebui să fie mai scurtă, da? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Eu îi mărturiseam fratelui Dorin, acum o mărturisesc public, la ce au făcut copiii ăștia și profesorii, eu n-aș mai putea face. Îți depășit, n-aș mai avea puterea asta. Unul de acolo, unul de acolo, doi de aici, unul de acolo. Și fără să greșească, e un efort mare și Dumnezeu să răsplătească pe cei care s-au ostenit. Amin. Spuneam că n-am fost de mult și dintr-un alt considerent. Am redus foarte mult deplasările mele. Eu în seara asta aș vrea să vă spun ce simt în mine, dar nu o să mă înțelegeți. Eu cu un ochi râd și cu unul plâng. O parte din mine se bucură de voi enorm de mult și o parte din mine e foarte întristată. Recent frații m-au delegat să mă ocup de o biserică dintr-un oraș însemnat din Suceava și cu două săptămâni în urmă, într-o duminică seara, m-am dus să fac cunoștință cu biserica unde sunt nou păstor acolo. Și i-am numărat vreo 20 și ceva. Am numărat copiii. 7 copii. Acum puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Să mă bucur sau să mă întristez. Îi spuneam fratului Dorin, mă, dacă nu veniți toți, dați-mi măcar pe cei care n-au loc să vină înapoi. Dar asta o hotărăște Dumnezeu. Aș avea un scurt cuvânt de învățătură. Versetele acestea, de aici a predicat un frate la noi, m-a deranjat predica lui și îți deranjat și astăzi. Eram într-o mare seară la rugăciune, veniți de la munca câmpului, un pic trudiți ca noi. Și a venit un frate foarte înflăcărat din adunare, cu un volum, nimeni nu-l ia în decibel, și parcă cerea amin, aleluia, de la noi. El predica, noi stăm, spuneți fraților amin, spuneți fraților aleluia. Am venit din adunare ca să dormim, când ne trezim? Nu mă deranja întrebările lui așa de tare. Mai tare m-a deranjat faptul când întreba, când ne trezim odată, fraților, se uită la mine. Și atunci eu am spus, măi, eu mi-am pregătit, mi-am spus eu în mine, îs născut în pocăință, mai citesc din Scriptură, dau un leu la colecte, mai predic, nu lipsesc din adunare niciodată, eu, familia îmi vine la adunare, n-am păcătuit așa în mod voit și m-am gândit, eu dorm sau nu dorm? Și eram pregătit, dacă se mai uit odată la mine, să-i spun, frate, eu nu dorm. Dar el a predicat din Roman și spunea, fraților,
versetele astea sunt pentru noi. Că Pavel vorbește la cei mântuiți, că mântuirea e mai aproape. E mai aproape ca atunci când am crezut, vorbește la cei care au crezut. Nu-i pentru ăia din Efes. Scoală-te tu care dormi și Hristos te va lumina. E pentru noi. Și n-am avut curajul să-i spun, m-am gândit că până la urmă toate fecioarele au ațăpit, toate 10. Și de atunci mă tot frământ. Dacă sunt somnoros sau dacă streaz. Dumneavoastră cum sunteți? Nici n-ați putut dormi? În mod fizic n-ați putut dormi în seara asta. Cu trâmbițele care le-ați avut aici. N-ai cum să dormi. Dar în înțeles duhovnicesc, oare care-i starea noastră? Și tot frământându-mă așa am găsit în Cântarea Cântărilor un cuvânt din capitolul 5, versetul 2. Adormisem, dar inima învegea. Spunea cineva că în momentul în care omul doarme, nu am multe cunoștințe de medicină, în care omul doarme, nu dorm toate mădularele. Că dacă ar dormi inima, ar fi gata cu noi. Poate își reduce un pic activitatea. Dar, de exemplu, sistemul muscular sau sistemul nervos au o odihnă mai profundă. Eu am văzut odată într-o familie un tată obosit și copiii se jucau, îi lua mâna, i-o da într-o parte. Îi lua mâna, i-o da și râdeau de el. Și tata așa dormea buștean. Adică nu doarme total, că nu-i mort, dar dorm anumite mădulare. Dacă am aplicat versetul ăsta la viața bisericească, adică să deosebim câteva domenii din viața bisericească în care poate adormit. Și Duhul Sfânt odată spunea unui frate într-o descoperire, frate, am văzut ogorul tău pe care lucrai și aveai lucrat bun așa o bucată, dar o bucată nu era lucrat deloc. O spus, Domnul, să te întorci să lucrezi că tot ogorul e a tău. Adică s-ar putea, eu am fost într-o biserică din Banat, în care în timp ce cânta corul, fratele păstor îmi spune, îi vezi, trei sferturi din ei au conservatorul. Domnule, muzica aleasă, de clasă. Trei sferturi au conservatorul, frate. Eu am întrebat, dar stăruință când ai făcut ultima dată? Și că, cred că mai bine de 16 ani n-am mai făcut stăruință. Adică s-ar putea într-o biserică să excelăm într-un domeniu, dar să fim în stare latentă, în stare adormită în alt domeniu. Și aici aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sunt oameni care în Osea 7:8 spunea Efraim e ca o turtă neîntoarsă. Adică pe o parte e coaptă, bună de mâncat, rumenită, și pe o parte i-a luat crud, se întinde în dinți, nu se poate mânca. Frații mei, pocăință înseamnă pocăință în toate domeniile. Amin? Amin. Am întâlnit oameni care au darul dărnicie, au și de unde, domnule, ei ajută cu milostenia, ajută foarte mult, dar nu știu Psalmul 23 pe de rost. Vin foarte rar la adunare și am spus, domnule, tu ai un domeniu bun, dar un domeniu nu-i foarte bun. Acum aș vrea ca să ne verificăm dacă noi, ca în mod privat sau biserica, suntem atenți și suntem treji în toate domeniile. Eu voi da exemple de câteva domenii. Primul domeniu. Eu mai mult vreau o schiță de predică decât o predică. Domeniul înfrânărilor, poftelor, firii pământești. Cum stați în domeniul ăsta? Am și un exemplu. Am un exemplu și îl iau exemplu pe Samson. Permiteți-mi comparația asta între Samson și noi. Samson era evreu, dintre evrei, vorba lui Pavel. Noi suntem creștini, suntem copiii lui Dumnezeu. Samson avea o slujbă specială, judecătorul lui Israel. Fiecare din voi are o slujbă în adunare. Mie îmi place să spun că în adunare nu sunt consumator de har și de oxigen. Nu! Tu ești chemat să faci ceva. Identifică slujba și ține-te de slujba ta. Roman 12:8, da? Amin. Se respectă, dar comparația aceasta. Samson avea o istorie frumoasă. Aduceți-vă aminte de Îngerul Domnului care vine la Manoah și nu intrăm în detalii. Și noi, fiecare din voi, aveți o istorie frumoasă, o chemare frumoasă la Dumnezeu.
Haideți să vedem acum, dincolo de statutul lui Samson, care au fost greșalele lui. 1. Nu a rămas în limitele în care l-a așezat Dumnezeu. Duhul Domnului a început să-l miște pe Samson între Țorea și Eștaol. Ce caută la Gaza, Samson? Fraților, Dumnezeu ne-a croit o cale. În Deuteronom 5:32, nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Isaia 35:8, acolo în pustie Domnul croit o cale, da? Amin. În Ioan 14:6, eu sunt calea. 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, o cal pe al lui Hristos. În Proverbe 22:28, nu muta hotarele puse de părinții tăi. Se încearcă o lărgire a căi. Încearcă ruperea unor garduri. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Care a fost greșeala lui Samson? O ieșit de sub perimetru în care era protejat. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Frații mei de aici din Bruxelles, surorile mele dragi, noi avem un perimetru în care ne-a așezat Dumnezeu. Și trebuie să rămânem acolo. În momentul când am ieșit de acolo, suntem expuși la tot felul de pericole și primejde. Care a fost greșeala lui Samson? Nu a ascultat de sfatul bun al părinților. Voi ați cântat așa de frumos. Voi ascultați de părinții voștri? Da? Doamne ajută-ne! Așa spuneți tare și să ascultați de părinții voștri că este drept. Amin? Efeseni 6. El nu a ascultat. Care a fost greșeala lui Samson? Nu a sesizat, Domnule, pericolul în care s-a aflat înainte de a-l prinde filistenii. De ce spun că trebuie să fim treji în domeniul acesta? Pentru că Samson ăsta prea repede dormea cu capul în poala lui Dalila. Din Gaza s-a dus la Sorec, s-a îndrăgostit de o fată și vine Dalila și întreabă Samson, de unde ai puterea asta mare? Păi dacă aș fi legat cu niște funii noi și Dalila la doarme, cum la doarme nu știu, ca la comandă doarme, filistenii sunt asupra ta, rupe funile, hai Samson, spune-mi cum, păi dacă aș fi legat cu niște funii care se leagă și iară doarme, dacă ar fi părul meu să apropie de adevăr, împletit și într-o urzeală și împletește, domnule, Samson iară doarme, nu mi se pare că doarme prea mult omul ăsta? Samson iară doarme cu capul în poala lui Dalila și îi împletește părul și îl bate cu un cui în pământ. Samson, filistenii s-a suprata. Și iară smulge Samson țărușul din pământ. Samson, unde stă puterea ta? Dacă aș fi rască, brici nu a trecut. Și iară doarme Samson. De asta spun eu, este în domeniul în care noi ar trebui să fim treji. Și iară adoarme Samson, îi rade, filistenii sunt asupra ta. Voi face ca așa altă dată. Nu știa că Domnul s-a depărtat de el. Frații mei, în ce privește înfrânarea poftelor, este un domeniu în care trebuie să fim foarte atenți. Măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui, ci e măsura înfrânării lui. Eu nu-s pocăit după cum predic, tu nu ești pocăit după cum cânți, nu ești pocăit după ce activitate, tu atâta ești de pocăit cât ești de înfrânat. Amin. Dumnezeu să ne dea roada aceasta numită înfrânarea poftelor, amin? Amin. Că sunt pofte diverse, în Psalmul 78 cu 18, pofte culinare, au ispitit pe Dumnezeu, cere mâncare după pofta lor, nu? În Ezechiel 20:7, pofte vizuale, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile, nu? În Matei 5:28, sunt pofte sexuale, cine se uită la o femeie și-o poftitul, a și păcătuit cu ea. Am o întrebare, în domeniul ăsta numit înfrânarea poftelor, cât suntem de atenți și cât suntem de pocăiți? Am dat exemplu unui om care prea mult dormea cu capul în poala lui Dalila. Și pentru că a dormit, vedeți dumneavoastră consecințele. Și-a pierdut puterea și-a bătut filistenii joc de el. Eu văd pe Samson un munte, așa, un pachet de mușchi, dacă vreți.
Un om care lua porțile cetății și îl ducea cu ele pe munte. Un om care a luat o falcă de măgar și a omorât 1000 de filistieni. Cine mai are puterea lui Samson? Și acum îl văd pe Samson ținut de mână de un băiețel și un băiețel îl ținea de mână și Samson juca în fața filistienilor. Când cade un pocăit de la credință, așa-și mai bate joc diavolul de el, așa-l mai face de rușine pe el și familia lui. Dumnezeu să ne dea pocăință, frate, amin? Și la urmă Samson moare, cu ochii scoși, învârte la râșnița filistienilor, la urmă moare. Și vin părinții lui și îl îngroapă, știți unde? Între Țoria și Eștaol, unde trebuia să fie fie sfânt, acum Samson e mort. Repet întrebarea. În domeniul ăsta numit domeniul înfrânării poftelor, suntem treji sau am adormit? Aș vrea ca Duhul Sfânt să ne trezească. Amin. Hai să mai amintim un domeniu. În domeniul păstrării învățăturii curate. Vine Pabila la 2 Timotei și spunea în capitolul 4 lui Timotei, va veni o vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Numai să le vorbești de decență în îmbrăcăminte, numai să le vorbești de obligativitatea umplirii cu Duhul Sfânt, numai să le vorbești ceva de nașterea de copii și deodată nu mai devii popular, deodată nu mai ești aplaudat. Pentru că multora nu le mai place învățătura sănătoasă. Aș dori ca în adunarea asta să fie o învățătură sănătoasă. Amin. Și să rămână învățătură sănătoasă. Amin. Pentru totdeauna. Amin? Își vor îndrepta urechile către istorisiri închipuite. Nu le mai place Scriptura. Eu vreau să spun acestor copii, citiți în Scriptură. La înfrânarea poftului am o întrebare, îmi vine acum înfrânarea poftului. Tot vorbim cu frații bătrâni. Am o întrebare pentru voi. Cât ați rezistat voi, ați încercat vreodată, fără să vă uitați pe telefon, pe laptop, tabletă, fără jocuri? Care rezistă cel mai mult din voi? Faceți un concurs? Da? Faceți un concurs? Să-i spui la părinți, la mama, la tata, mama, o luni în zile nu mă uit pe laptop și nu mă uit la jocuri. Puteți? Înfrânarea poftelor pentru voi, asta, da? Ca să nu vorbesc de ciocolată, când îndată vă dă niște dulciuri. Și ciocolata îmi place și mie. Frații mei, revin la domeniul de care vorbeam. Domeniul păstrării învățăturii curate. Amin. Trebuie să citim Scriptura. Amin. Trăim într-o explozie tehnologică. O informație înconjoară pământul într-o secundă de câteva ori, prin internet. Avem toate mijloacele de informație. Câți mai citesc Scriptura? Câți mai stăm noaptea cu Biblia în mână? De ce să ne întoarcem urechea spre istorisiri închipuite? De ce să ne placă filozofia și tot felul de povestioare care n-au în ele putere? De ce să nu îndrăgim cuvântul? În Psalmul 33, versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 9 spune, El poruncește și ce poruncește ia ființă. Asta e puterea Evangheliei. În Psalmul 107, El a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit. Cuvântul ăsta vindică, fraților, și trupuri și suflete. În 1 Petru 1:23, voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci de una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. În Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Asta rămâne veșnic. Asta e puterea lui Dumnezeu. Amin? Vă place Scriptura? În ea găsim curățire, Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Citește Scriptura și ai să fii mai pocăit. Amin. Citește Scriptura și ai să fii vindecat. Amin. Doamne ajută-ne, amin? Amin? Va veni o vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, își vor da învățători după poftile lor și îi va gâdi la urechile să audă lucruri plăcute.
își vor da învățători după pofta, este poftă de predică. Sunt pofte de anumite cântări, iertați-mă, sunt pofte de anumite prorocii, dacă vreți. Și vine Scriptura și spune, unii îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. De ce ne puneți pe noi să venim cu tot felul de istorisiri ca să vă ținem treji? De ce să venim cu tot felul de filozofii ca să ne mai chemați la voi? De ce n-am putea vorbi Evanghelia așa cum este ea? Amin. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Dar tu fii treaz în toate acestea. Dă-vă Domnul un duh treaz întotdeauna ca să respectați învățătura sănătoasă, amin? Hai în condomeniu și închei, că am spus că nu predic mult. În Ezra 1 cu 1, Domnul a trezit Duhul ucir. În Ezra 1 cu 5, Domnul a trezit Duhul unor evrei care s-au suit la Ierusalim să zidească casa Domnului, domeniul interesului pentru biserică. Că nu toți evreii din robie au plecat la Ierusalim. Nu, nu, nu. Unii au rămas acolo, le-au plăcut acolo. Dar vine Biblia și spune că unora Duhul Domnului i-a trezit pe unii și i-a trimis la Ierusalim să zidească casa Domnului. Frații mei, am o întrebare, dar nu vă supărați. Marți seara tot atât ați fost? Întreb, că dacă nu știu, de ce să întreb? Da, cu două săptămâni, marți sau când aveți timp de rugăciune, toți atât ați fost? Hai că nu mă păcăliți, că am îmbătrânit printre pocăiți eu. Și acum mă întreb, care e interesul vostru pentru adunare? Predicam odată într-o adunare, fraților, cum ar arăta adunarea noastră dacă toți ar veni la adunare cât vii tu, toți ar cânta cât cânti tu, toți ar contribui la colectă cât dai tu, cum ar fi adunarea? Unul a spus, cred că ar trebui închisă. Și acum eu vă întreb, în domeniu interes pentru casa Domnului, cât suntem de treji sau cât suntem în stare latentă? Frații mei, întreba Mica odată în capitolul 6, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce voi veni înaintea Lui? Când vii la adunare, fraților, trebuie să vii cu ceva, aduceți cu voi cuvinte de căință. Aduceți cu voi lacrimi când veniți la adunare. Că evreul când venea la templu, ăla bogatul venea cu un taur, iar ăla sărac venea cu un ied. Era mai sărac, aducea o pereche de porumbei. Și dacă n-avea nici porumbei, prindea o turturică și o ducea. Tu cu ce ai venit în seara asta la adunare? Că nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu mâna goală? Nu poți să vii. Ai un amin adus cu tine? Ai un slavă Domnului adus în adunare? Ai o rugăciune de mijlocire făcută acasă? Ai o zi de post făcută pentru adunare? Roman 12, aduceți trupurile voastre. Evrei 13 cu 15, aduceți rodul buzelor, o slavă pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Interes pentru casa Domnului. Verifică-te în seara asta cât de des vii tu la adunare și cât interes ai tu pentru adunare. Și poate versetul din Romani valabil. Este ceasul să te trezești din somn. Este ceasul să vii la adunare. Tu, soția și copiii tăi. Dumnezeu să ne ajute. O plecat evreii ca să zidească casa Domnului. Și vine Romani 14 cu 19. Urmăriți lucrurile care duc la pacea și zidirea sufletească. Haideți să le urmărim. Care sunt lucrurile astea? 1 Corinteni 14:26. Fraților, ce-i de făcut când ne adunăm? Unul are cântare, unul are un îndemn, unul are vorbire în altă limbă, unul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Ai avut ceva din toate astea în seara asta? Dacă nu, suntem niște oameni care încă dormim. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? În Efeseni 4:11, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, în vederea lucrării de zidire. Sunt niște oameni pe care i-a dat Dumnezeu. Și prin oamenii aceștia, Dumnezeu zidește biserica. Asculți-o de oamenii aceștia? Astea sunt lucrurile care duc la pacea și zidirea. Doamne ajută-ne, amin?
am definit scurt trei domenii în care trebuie să fim atenți. Domeniul înfrânării poftelor firii pământești. L-am dat exemplu pe Samson, o chemare extraordinară și o carieră întreruptă mai timpuriu. Am dat al doilea domeniu, domeniul păstrării învățăturii curate. Să păstrați învățătura curată. Al treilea domeniu, domeniul interesului pentru adunare, pentru casa Domnului. Să vă doară de adunarea asta, să fiți interesați de adunarea asta, să aduceți ceva când veniți la adunare, ceva din partea Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Nu știu dacă mai e cazul de câteva recomandări. Una, nu te crede invicibil în lupta cu somnul. Eu m-am adormit în câteva situații că nu trebuia să dorm. Odată am adormit când mergeam la Sighetul Marmației la o evanghelizare. M-am oprit în parapetul din stânga, jos era o prăpastie, nu a îngăduit Dumnezeu. Și pentru un moment mi-a sărit somnul. Credeți că am vrut să adorm? Odată am adormit, eram cu familia la cumpărături și nu-mi place să... Și am spus la nevastă și la fete, eu stau pe bancă, de aici mă luați. Și ei s-au dus, s-au trecut vremea, când vine o fată să mă trezește, și că tăticul treceau niște fete pocăite, că erau îmbrăcate ca niște pocăite, pe lângă dumitale, și așa râdeau, și eu am venit să văd ce le-ai spus. Dar el râdeau că tu dormeai, eu m-am adormit. El mă cunoșteau, se uita la mine și un frate doarme, pe bancă. Zic, măi, dar credeți că eu am vrut să dorm? Eram obosit. Zic, bine că nu m-au prins cu mâna în galantar, bine că m-au prins dormind. Nu-i mai rușine. Și vă mai spun ceva, dar rămân între noi. Odată am adormit la adunare. Eu am fost mecanic locomotivă, am venit cu trenul de la București tot în noapte, eram, parcă aveam nisip în ochi, eu nu lipsesc de la adunare, vă repet, niciodată nu lipsesc de la adunare. Și m-am dus la adunare și la timpul rugăciunii am adormit. Când s-a ridicat adunarea, m-a ridicat și eu și nu mai știut nimeni. Credeți că am vrut să adorm? N-am vrut. Nu te crede invicibil. Nu te culca pe nepăsare, că la mine nu se întâmplă. Se poate. Și mai am o recomandare. Puneți preventiv ceasul să sune. Eu am făcut servicii, mă trezeam și la 1, la 2, la 3 noaptea, foarte dezorganizat era munca mea. Aveam câte două ceasuri care le puneam să sune. Spune în Biblie, de exemplu, în Evrei 10:24. Vegheați unii asupra altora, ca să vă îndemnați unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Amin. Ăsta e un ceas. Frate Dorin, dacă nu mă vezi două săptămâni la adunare, treamă unde am fost. Sună ceasul pentru mine. Măi, frate Dragoș, nu te-am văzut la adunare. Măi, surori, dacă vezi o soră că nu-i îmbrăcată cuvincios, spune, măi, soră, nu-i frumoasă, ai drept să veghezi și să o îndemn la dragoste și la fapte bune. Poate să trezești, poate să trezești. Eu am fost mecanic locomotivă 35 de ani. Pe locomotivă este un dispozitiv DSV, siguranță și vigilanță, o pedală pe care eu o calc cu intermitență din 30 în 30 de secunde. Dacă după 30 de secunde n-am călcat pedala, mi se aprinde o lampă în ochi, sună o sonerie 4 secunde și frânează trenul. A fost caz când coleg de-al meu a făcut atac, infarct și a murit intrând în gara din nord. Dacă era singur în conducere simplificată, dacă dispozitivul ăsta nu funcționa, trenul intra în mulțime, dar trenul imediat s-a oprit. Montați-vă un dispozitiv din ăsta de siguranță și vigilență, să vă mai trezească din când în când. Doamne ajută-ne! Aleluia. Cereți ajutorul, frate, măi, nu te văd la adunare, măi, vezi că predica aceea nu a fost chiar bună, măi, cântarea asta n-are nimic bisericesc în ea, vecheați unii asupra altora. Doamne ajută-ne, amin? Aleluia. Și mai am un gând, pregătiți-vă din timp. S-ar putea ca Domnul să îngăduie o stare din asta peste noi, să ne prindă pregătiți. Toate fecioarele au ațăpit, și acele nechipzuite, și acele chipzuite, toate au ațăpit. Dar când au venit mirile, cinci erau deja pregătite. Faraonul a avut un vis și i-a spus Iosif, strânge că e vreme de belșug. Mă uitam aici. Știți ce spune Duhul Sfânt în ultima vreme?
Va veni o vreme de încercare peste poporul meu. Mă bucur de clădirea asta, mă bucur de voi, mă bucur de adunarea asta. Și mă întreb, oare cât vă veți putea aduna așa? Mă rog Domnului să mai dea libertate. Amin. Mă rog Domnului să vă ocrotească. Amin. Dar dacă vine o vreme de încercare, dacă veți putea zica, bunicul meu a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, dacă va veni iar o vreme, aveți adunat belșug de cântări, belșug de rugăciune, belșug de cuvânt, ca să rezistați. Doamne ajută-ne! Amin. Îmi place de milostivul din Valuri, Eclesiastul 11, cu asta închei predica. Aruncă pâinea pe ape și după multă vreme o vei întâlni. Împarte un 7 și chiar un 8, că nu știi ce vremuri aduce Domnul. Am un prieten, prieten bun, patron cu bani și angajat. Omul ăsta face toate invitațiile la adunare, el plătește drumul și nu numai drumul, el pune la masă ușor 20-30 de frați și la el dorm mult. Un om care a ajutat foarte, foarte mult. Acum spune el povestea lui. Frate Dragoș, din cei 13 copii, Domnul a îngăduit să mi se îmbolnăvească o fată. S-a îmbolnăvit de leucemie, cancer în sânge. Am dus fata la Rădăuț, am dus-o la Suceava, la București, la Târgu Mureș, am dus-o în Italia, am dus-o la Viena, am dus-o la Dublin. A rămas fără bani de pâine. A rămas fără bani de pâine. Nimeni nu știa de cazul meu, nimeni nu știa sărăcia mea și mi-o povestește la un moment. Trebuia să mergem, el un bun cântăresc, cu un grup să cântăm. Și vine la mine un băiat necăsătorit și îmi spune, frate, nu-i dau numele, poți să gândești ce vrei, poți să-mi dai și o palmă, îmi spunea fratele. Toată noaptea am fost muncit de un gând, de o dorință. Și eu fac. Îți dau un numere, Domnul, 100 de lei, știu că ai bani. Știu că ai bani. Dar așa am eu pe inimă. Spune, Dragoș, am luat bani. În clipa următoare am izbucnit, am plâns. Eu nu avem bani de pâine la copii. Nu avem bani de pâine. Toți știa că am bani și eu m-a ajutat enorm. Când o auzi necazul, frații din necazul lui, urmează el povestea lui. Preot ortodox a făcut strângere la biserică, că el i-a ajutat și pe cia. Adunările s-au mobilizat. Frații din Irlanda i-au dus fata, i-au operat, i-au schimbat măduva. Domnul a chemat o casă. Și îmi spune el, la o socoteală mică, am văzut că frații mi-au dat mai mult de 5 miliarde de lei. Eu n-am dat atâta. Cu rușine spun, am dat mult mai puțin, dar Dumnezeu nu mi-a rămas dator. Dumnezeu știe să răsplătească. Aleluia. Acum fata e chemată de Domnul, firma lui merge, el e patron, ajută foarte mult. Mie îmi place de milostivul ăla din Valuri. Aruncă pâinea pe ape, că într-o zi vine vremea ta să ai nevoie de ea. Dar ce bine când te prinde pregătit. La noi o soră stă acasă și duce un frate cina. Și spune, soră, așa e că-ți pare rău că nu poți veni la adunare. Și ea spune, nu. Cum nu-ți pare rău? Nu. Frate, știi bine, eu cât am putut veni, n-am lipsit niciodată. Am mulțumirea și cuget un păcat. Eu la adunare am venit totdeauna. Femeia asta s-a pregătit pentru vremea când nu putea să vină. Tu ești pregătit? Nu cumva să spun, îmi pare rău că n-am venit la adunare, îmi pare rău că n-am fost mai pocăit, îmi pare rău că n-am făcut ceva pentru adunare. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Verificați domeniile astea. Cum stați cu pocăința în domeniul înfrânărilor? A păstrării învățăturii curate și a intereselor pentru casa Domnului. Amin. Amin.